Bună ziua, dragilor! Suntem în locul acesta în care vin toate știrile bune și toate inspirațiile și toate darurile de la Dumnezeu, pentru că lângă mine este o prietenă dragă și bună, la care apelează toată spuma Italiei spre a-și cunoaște viitorul, destinul. O să vă spun eu și altele. Așa că avem acum lângă noi pe Anișoara Pâslaru Arda, pentru că niciodată să nu spuneți niciodată. Și când spun asta, mă refer la faptul că ne pierdem poate speranța câteodată și ne gândim, păi la 46 de ani m-am mai mărit eu, la 46 de ani mai pot eu să-mi refac viața? Ei bine, da! Da, și nu oricum. Și nu oricum, da, pentru că și eu ți-aș fi spus acum vreun an jumate același lucru, nu se poate. Numai că uite, ia uite ce avem noi aici în exclusivitate pentru voi, imagini de la nuntă. Deci, da. Se poate. Se poate și trebuie să spun că atunci când și eu spuneam că nu se mai poate, Dumnezeu, dar unii spun destinul, mi-a adus în viața mea un om extraordinar, un domn prin excelență, un bărbat extraordinar de matur și de domn. Și n-aveam cum să spun nu, n-aveam cum să pierd ocazia. Da, chiar că destin, soțul tău este cetățean turc, dar cu acte în regulă în România. Da. E mai român ca mine, are 23 de ani de România, vorbește uneori, mă corectează. Tu cum ai stat mai mult în Spania și în Italia, s-ar chiar putea să fie mai român. Chiar mă ajută să vorbesc corect românește, da. Foarte frumos. Da. În imagine am avut-o și pe mama ta împlinită, nu? Că iată, în sfârșit, fiica este fericită. Constantin Enceanu a fost, iată, alături de voi. Da. Și mulțumesc pe această cale. Da, este un om extraordinar și o voce fantastică. Și ai mai avut un invitat de onoare, să spun. Un super cântăreț arab. Tunizian, un master Sina, în numele Mikanis. Un băiat extraordinar și pot să spun că m-a onorat cu prezența la eveniment. Chiar aș putea să spun că vine spre România și are proiecte cu artiști de la noi și mă opresc aici pentru că nu e bine să vorbesc neautorizat, dar a fost o nuntă extraordinară, au fost 5 nații adunați sub același, da, a fost frumos, a cântat românește, turcește, muzică populară pentru sufletul nostru care era mai român pe acolo. Am avut un eveniment pe sufletul meu, chiar dacă abia stăteam în picioare de răcită și cum eram, dar a fost extraordinar. Da, să spunem prietenilor noștri, practic acesta ar fi mesajul meu pentru voi și de la asta am pornit, că se poate și nu trebuie să disperăm niciodată, nu? No. Ori în ce situație neplăcută am fi, pentru că tu ai trecut printr-o căsnicie, pentru că ai copii. Am și copii, am patru, acum am 5, pentru că soțul meu are și el o fetiță dintr-o căsătorie precedentă. Și pot să spun că sunt fericită pentru că am alături de mine o echipă de oameni. Suntem atât de bine organizați, lucrurile nu se poate, la noi nu există în familie, nu există cuvântul nu se poate. Încercăm, vedem, hai să reușim. Foarte frumos. Spune-mi așa, ca și dar de nuntă, să spun, ai primit ceva, zi-mi ceva așa care să mă impresioneze. Am primit multe daruri de nuntă. Nu, de la soțul tău. Da, am primit un colier extraordinar. Așa. Conform tradiției turcești, l-aveam la gât, mireasă. S-a ținut cont de tradiția lor să ofere bijuterii. El a ținut să-mi ofere această bijuterie destul de frumoasă. Și mai mult decât atâta, promisiunea că orice s-ar întâmpla e lângă mine. Frumos. El are un obicei să se țină de cuvânt. Toată lumea îl știe că dacă apucă să spună promit, acolo este. Și el a spus, eu îți promit că orice s-ar întâmpla sunt lângă tine. Ce frumos. Și ce are nevoie o femeie mai mult decât nimic. De asemenea declarație nimic. De dragoste, nimic. Nu? E omul lângă care dintr-o dată mă văd îmbătrânind. Adică e un frumos. Sentiment extraordinar. Este. Vreau să-mi spui, pentru că înțeleg că turcii au un limbaj extraordinar atunci când vorbesc despre iubire. Cam cum sună declarațiile lui de dragoste? Am văzut în filmele turcești, Dumnezeule, deci când începe turc să-ți facă o declarație, da. Se termină a doua zi cu cerul, cu luna, cu soarele. Nu, el nu este așa.
El îmi spune în românește, pentru că eu limba turcă nu o vorbesc. Chiar m-am înscris la un curs să fac față măcar uzualului din familia lui și să pot vorbi cu soacra mea. Dar el îmi vorbește în românește. Adică pur și simplu, se exprimă atât de bine și e direct, la obiect. Nu vorbește foarte mult, dar e suficient să fie acolo când trebuie, unde trebuie și îmi dă liniște. Ce frumos! Îl văd lângă mine, liniștită, știu că orice s-ar întâmpla, e important și cred că tu știi asta, pentru că tu ai alături de tine un astfel de om, știi că poți conta pe el. Mai mult de atâta nu-ți trebuie. Pentru că spuneai mai devreme despre invitatul special arab, o să vedem acum și niște imagini dintr-un videoclip cu el. Spune-mi puțin, se poate numi că a fost surpriza și cadoul de nuntă, nu? Cum l-ați avut invitat? Da, a fost surpriza și cadoul de nuntă făcut chiar de invitat. Vedem imaginile, nu? Înțeleg că avem ceva imagini cu videoclipul. Master Sina, da, e... Deci chiar pe el l-ați avut invitat. Da, el este un... El se consideră parte din familia mea acum. E rudă cu soțul tău? Nu e rudă cu nimeni, pur și simplu l-am întâlnit în Italia. Eu sunt un fan vechi al lui. Și destinul ne-a adus la aceeași masă și de atunci el a fost surpriza mea făcută de el însuși. Adică nu a spus nimic și a venit, a cântat la nuntă. Extraordinar. Da. Foarte frumos. Uite, vroiam să mai fac acum o destăinuire apropo de oameni importanți care vor să știe ce li se întâmplă în viață și tu le dai așa cale. Ori le spui ce să aleagă, ori spre ce să se îndrepte. Una dintre personalitățile care ți s-au adresat foarte recent este Donatella Versace. Da. Și o să te rog să-mi dezvălui. Nu ți-am cerut permisiunea să spun, dar mi-a spus înainte de emisiune și mi-a arătat niște fotografii, anișoară, așa că te-am luat pe nepregătite. Da. Spune-mi! Este foarte adevărat. Se pare că în viață oamenii, chiar dacă ei au un statut, chiar dacă ei sunt dintr-o altă pătură socială, sunt până la urmă și ei tot oameni și au probleme existențiale la fel ca și noi. Problemele Donatelei nu sunt tocmai probleme, pentru că întâlnirea noastră, eu plec sâmbătă în Italia, ne vom întâlni în Courmayeur, într-o zonă extraordinar de frumoasă. Pentru că își dorește, textuale cuvinte, să știu spre ce mă îndrept și ce am de făcut cu viața mea. Se pare că nu mă simt decât onorată. Da, cu siguranță este într-un punct în care trebuie să ia niște decizii și pentru că i s-a vorbit de mine, de ce nu? Eu le mulțumesc prietenilor mei care m-au recomandat. Exact. Da, și am această întâlnire cu o doamnă. Cu Donatella Versace. Da, care până la urmă și e o femeie și își dorește o întâlnire. Probabil, noi femeile avem tot felul de probleme și eu bănuiesc care e una dintre problemele dânsei. Care poate fi problema unui om atât de renumit și atât de bogat. Nu vorbim strict despre asta. Singurătatea. Singurătatea. Extraordinar. Da. Oamenii... Deci oricât de bogat ai fi, oricât nume și renume ai avea, câteodată se simte extrem de singur și faci alegeri pe care, dacă tot le tot greșești, ajungi să-ți fie teamă să mai alegi, ajungi să te gândești dacă e bine ceea ce faci. Câți ani are acum? Undeva la 60 de ani, 50 și ceva. N-am întrebat-o câți ani are, dar cred că poate vrea să se căsătorească. De ce nu? Iată. Da. De ce nu? Da, și vei fi prima care vei afla opțiunile. Da. Dar spune-mi, cum se întâmplă? Deci când ai un, cum să-l numim, un client, care vrea să știe lucruri despre viața lui, despre ce urmează să se întâmple, cum faci, cum simți? Eu indirect am asistat la o recomandare. Da, indirect. Am auzit vorbind, eram în aceeași încăpere, dar într-o altă parte, adică nu la aceeași masă. Da. Și se vorbea despre mine la masa vecină și spunea, zice, eu cred că ai nevoie să te întâlnești cu Ana. Și zice, cu care Ana? Doamna de la... de ce? Păi zice, problemele tale... Nu mai sunt probleme după ce te întâlnești. Ascultă-mă pe mine, eu ți-o spun din propria experiență. Adică asta se întâmplă. Oamenii între ei își vorbesc și atunci se întâmplă să primească această recomandare de la cineva care cu siguranță s-a întâlnit cu mine. Foarte interesant.
cum îți vine inspirația și de unde îți vine răspunsul la întrebările lor? Cred că este și un calcul foarte bine pus la punct, pentru că niciodată și nu știu cum să mă explic, dar cred că nu bat câmpii. Caut să rămân cât se poate de actuală, cât se poate de pe subiect, pe ce problemă se dezbate, fără să mă duc în... și să îl ajut să înțeleagă că, de fapt, problema lui ori nu e o problemă, ori are o rezolvare extrem de la îndemână, sau și dacă nu-i la îndemână, o găsim împreună. Inspirația nu știu de unde vine, pentru că altfel n-aș fi eu. Nu-mi dau o definiție, pur și simplu există. Te ajută probabil și licența pe care ți-ai obținut-o. E, uite, asta acum, e altă treabă. Aici mi-am dat seama că la 46 de ani nu mai e așa de simplu să înveți. Știi de ce am abordat acest subiect? Pentru că pentru cine se uită pe posturile de televiziune italiene, chiar recent am văzut, dintr-o 100 de canale, 70 au cartomanție, da? Deci se dă în cărți la televizor. Da. Legea interzice în România, cred. În România interzice pentru că nu există încă nomenclatorul meserilor. Da, nu există, dar eu de recent am făcut o școală, să zicem de 3 ani de zile, dar mai am foarte puțin și termin, în naturopatie. De ce? Pentru că mă întâlnesc cu oameni care au suferințe fizice și îmi dau seama că cauza, practic, este emoțională, sedimentată în timp, și atunci când îi ajut așa, în non-calitate de medic naturopat, pot pune la îndoială. Și atunci a trebuit să mă pregătesc, să învăț mult, 3 ani de zile nu-i ușor, dar ultimile 2 luni au fost cumplite, ca să pot să am și această calitate. Cursurile făcute în Italia. Da. Facultatea de Medicină Hyperion, Milan. Da. Bun, hai să, dacă tot avem, iată, și cereri de la Donatella Versace, să vedem și cererile din piața noastră care sunt. Pe noi ne preocupă la ora actuală ce se va întâmpla cu războiul, atât la noi cât și pe plan mondial. Și te întreb, pentru că acum un an de zile, fix în acest platou, vorbeai despre un război. Da. Chiar mai mult de un an, când nici măcar nu ne trecea prin cap niciunuia dintre noi, cei pământeni, să spun așa, nu acolo unde se fac cărțile, ci aici, în popor. Da, exact, așa este. Am vorbit despre începerea unui alt război, în momentul în care am fost întrebată de războiul din Ucraina, dacă se termină. Nici acum și nici peste un an nu se va termina. Problema e că pierde din importanță, pentru că celălalt război, care și ăsta, chiar dacă nu ne afectează direct și fizic pe noi, reușește să ne afecteze din punct de vedere economic, la nivel mondial, fără doar și poate. Și se întâmplă că războiul ăsta să fie un motiv de migrare, de să ne trezim invadați de tot felul de oameni din țările afectate sau nu de război, și aici intervine problema noastră ca țară, pentru că nu avem experiență în a gestiona factorul migrațional. Nu suntem nici Italia, nici Germania, nu avem structuri care să gestioneze această... și oamenii care vin vor trebui să fie evident așezați în niște structuri să li se dea acasă. Oamenii ăștia vin cu un mod și de a gândi foarte diferit, pentru că, din păcate, nu vin oamenii buni neapărat din țările respective. Și ne vom confrunta cu o criză atât a locurilor de muncă, pentru că statul român va fi constrâns să le asigure, va fi constrâns să găsească o soluție, și asta creează și generează probleme pentru noi românii. Ăsta este un efect secundar al războiului. Direct nu ne afectează, cum nu ne afectează nici ăsta din la 600 de kilometri de noi. Bun, cât privește pandemiile. Pandemia s-a modificat. Ne-am învățat să trăim cu ea. Mergem în spital, suntem constrânși să ținem mască. Dacă s-ar fi procedat și atunci, fără alarmismul și groaza care ne-a băgat-o și tot ce s-a întâmplat, o trăiam ca și acum, pentru că n-a plecat, e între noi. Sunt foarte multe cazuri de coronavirus în continuare. Nu se mai vehiculează, dar o ducem mai departe. Concret este că fiecare trebuie să învețe să aibă o
Uite, eu, de exemplu, am tras-o de n-am văzut, dar nu s-a numit coronavirus, s-a numit gripa A. Adică fiecare pătrățica lui trebuie să învețe să gestioneze treaba asta, pentru că nu se duce și, dar nu vom mai fi închiși, pentru că nu mai are un temei, nu mai are o bază, nu mai există motivul atât de puternic pentru care populația să rămână în... să creeze această pandemie care să ne izoleze, să ne țină, nu. Se lucrează la noi forme de coronavirus? Nu știu dacă se lucrează, dar sunt ele însă și se dezvoltă. De exemplu, grupa asta de virus A nu era. Asta este noua formă de răceală, de gripă, de boală, care efectiv este mult mai agresivă decât coronavirus, pentru că eu personal am trăit-o pe pielea mea și este foarte ușor de confundat sau ajungi foarte repede la pneumonie. Ai ajuns până acolo? Da, am ajuns până acolo. Cât timp a durat? Cum a fost? Două săptămâni. Două săptămâni cu tratament perfuzabil, cu tratament agresiv antibiotic, altfel nu aș fi fost astăzi aici lângă tine. Da, terminăm într-o notă veselă această parte de emisiune. Îți mulțumim foarte mult, și eu vă mulțumesc, doamna Arda. Și eu vă mulțumesc. Anișoara Păslaru Arda, casă de piatră să fie. Și acum o dedicație pentru tine și pentru cei de acasă. Cristi, ai legătura.